Doamnelor și domnilor, nu este niciun secret că noi, echipa, cei din spatele camerelor de filmat, avem nevoie de foarte multă cafea să funcționăm. Iar ca să filmăm ce spun românii, avem nevoie de foarte mult Cabral! Da, mă rog. Am zis eu că fac un intro, dar mai mult trafaret, fugi de mine. Pe bune, ce, serios? Ești un om rău. Bună ziua și bine v-am găsit la Ce spun românii? Asta e faza că de mult mi-am dorit să fiu așa un fel de statuie, în sfârșit că nu e vorba de mine aici. Astăzi avem o nouă ediție extraordinară. Voi știți că atunci când avem familiile în platou și vin de acolo, de spate, de la ghenă, atunci este o ediție normală și frumoasă. Atunci când sunt eu aici ca ultima și e platou gol, este o ediție extraordinară. Adică avem o ediție cu grupuri, cu oameni foarte tari, pe care noi vi-i aducem în față și ei joacă, iar banii îi donăm. Că așa obosit că m-a alergat asta. Cu cine jucăm astăzi? Eu vă zic cu cine jucăm astăzi, că aici scrie în hârtie. În aplauzele voastre, stand-upele! Anisia Gafton, Elena Voineag, Ioana Luiza, Ioana State și Teodora Nedelcu! Yeah! Hello! Să română! Salut! Yo! Da! Sigur că dacă vă gândiți, aveți impresia că am descoperit o specie nouă de om de pe altă planetă, că acolo scrie stand-upele. Am vrut să fim originali și avem actori de stand-up și actrițe de stand-up care sunt... Dacă nu e chiar bine, modificăm, nu-i problemă dacă e, că nu e. Acum că văd, parcă nu sună foarte bine, nu? Ce aveți acolo? Presetup pe stand-upele de-astea, da. Stand-up, mă rog, stand-up. La voi e încă bine, că voi sunteți stand-upele. Ei sunt stand-upei. Mai urât, mai urât. E ceva rău de tot. Femeile tot timpul, hai, cele mai bune. Vă mulțumesc. În aplauzele voastre vin și stand-upei Florin Tim, Sergei, Andrei Ciobanu, George Tănase, Ionuț Rusu și Mane Voico. Alo! Salut! Ceva stipule, bună ziua, domnule! Bam! Iată, avem actor de stand-up, stand-upei, adică versus actrițe de stand-up, stand-upele. Bun, treaba este extrem de simplă. După cum știți, edițiile extraordinare dau puncte, punctele se transformă în bani. Însă, în edițiile extraordinare, banii ăștia nu merg către una sau către cealaltă echipă. Merg către un caz, către o familie, către niște oameni care au nevoie de ajutor. De data asta avem o mamă și o fică ce au venit din Craiova în speranța unui trai mai bun. Acolo le era foarte spre imposibil, foarte greu spre imposibil. Aici le e greu. Și ar avea nevoie de o mână de ajutor. Ar avea nevoie de o mână de ajutor cu chiria, cu niște hăinuțe pentru cea mică, cu niște cărți, cu un laptop, cu lucruri care, până la urmă, pentru noi s-ar putea să fie normale, dar pentru ele sunt niște chestii extrem de îndepărtate. Și iată că astăzi sper să ne distrăm împreună, să jucăm împreună, să aflăm lucruri noi despre noi, dar în același timp să și ajutăm două suflete care chiar au nevoie de acest ajutor. Cu cine începem prezentarea, dacă îmi dați voie? Levele! Bănuiesc că sunt ele, că ei nu puteau fi ei, da. În aplauzele voastre! Stand-upelele! Anisia este în stand-up comedy de mai mulți ani. A făcut mai întâi însă facultatea de informatică. Da. Așa e. Asta adevărat. A învățat un lucru foarte util, că nu e bună la informatică. Nu, deloc. Adică... Ajută să faci o facultate ca să dai seama că nu te pricepi. Cel mai... Deci asta. O faci și după care renunți, domnule, da. Nu trebuie să faci... Da. Nu, am când ai renunțat? După ce am dat licența. Deci după ce am dat licența, mi-am dat seama, eu trebuie, nu trebuie să fac asta. Am o logică foarte bună. Da. Scuză-mă. Da. Facultatea asta nu e de aia de 2 săptămâni, nu? Nu, nu. De 3 ani. De 3 ani. Da. Deci tu ai avut nevoie de 3 ani și o licență ca să... Așa, da. Și adică mie mi s-a părut foarte logic. Bă, o termin? Te-ai convins că nu-ți place? Mergi mai departe, asta e. Slavă Domnului că nu te-ai apucat de medicină. Acum pandemia asta atâta mai trebuia. Și-ar fi dat seama după rezidenție. Da. Lasă-mi era frică, da, la 45 ani zici, băi, acum că am terminat totul, mi-am luat și specializarea, perfect, nu, vreau altceva. Nu e, nu.
Elena, zic, Elena face comedie, stand-up și televiziune de la... Ești foarte mișto. Vai, mulțumesc! Nu vine să cred, mi-a zis că am făcut că mișto. 17 ani. M-am rugat. Nu, dar nu, să nu vă întrerupeți pentru mine. Nu, continuați. A scris o piesă de teatru în 2018 și acum lucrează la a doua. Are fobie de conversațiile cu vecinii și este dependentă de filme, seriale și documentare. Ioana și-a început cariera în comedie prin postarea de statusuri amuzante pe Facebook. Face stand-up de 3 ani, dar și-a păstrat o plasă de siguranță. Este broker de asigurări. Luiza a dat aerul curat din Brașov pe scenele din București. Face stand-up de 3 ani. Când era mică, cineva a păcălit-o că numele ei este Ioana Luiza Valiza. Inteligența continuă. Și așa s-a prezentat o perioadă. De aceea canalul ei de YouTube, pe care face recenzii literare, se numește Valiza cu cărți. Teodora a venit în București din Călăraș pe când avea 18 ani și a luat diploma în actorie, apoi s-a apucat de comedie. Zice că face stand-up depresiv. Glumele le spune pe un ton serios și se îmbracă doar în negru. Bine ați venit, mai sper să vă distrați și sper să vă placă jocul. Baftă! Da, normal. Baftă! Mulțumim, baftă. De cealaltă parte sunt stand-upii! Serghei este capitanul băieților. Moldovean de sânge, bucureștean prin adopție. Este actor și face stand-up de 7 ani. El și Anisia sunt împreună de 4 ani și s-au cunoscut la seara amatorilor de stand-up comedy. Da. Ionuț este din Gheorghen, dar și pe el l-a înfiat capitala. A terminat studii europene, după care a devenit șofer de camion. Îi place să se joace pe consolă și să conducă mașinile de lux ale altora. Da. Confirm. Andrei s-a născut în Suceava, dar și pe el a tras asa în regat. De 10 ani creează conținut online și este host radio alături de Ionuț Rusu. Împreună au realizat un serial de succes, Dumnezeu vs. Satana, probabil că știți dacă ați deschis vreodată netul, iar recent au publicat o carte cu același nume. George e actor și stand-up comedian. Când nu joacă, se joacă pe consolă, este un prieten devotat, psiholog neautorizat și chiar duhovnic la nevoie. Da. Dealer de tămâie. Trăiește o viață plină de suspans. Să aproape spre grupa de risc, mă apropii, ca atitudine. Mane nu a fost nevoit să se mute în capitală pentru că e aproape în capitală, în Otopeni. Are o rubrică pe YouTube numită Mane Show, în care își dă cu părerea despre una, despre alta, despre un zbor cu parapanta. Eu vă mulțumesc că ați venit. Sper să vă distrați. Vă simt un pic stresați și e foarte bine. Baftă! Baftă! E ce trebuie. Bun! Dacă îmi dați voie să încep... Da. Mulțumesc! Prima rundă, capitan în față. Să vedem câte variante avem. 7 variante. Am întrebat 100 de români. Ce se pune într-o clătită și nu e dulce? Făină. Sare. Da, nu e acolo. Elena? Brânză. Ok. Claro que sí. Muy bien. Ce ai făcut? Jucăm, pasăm? Da. Ce da? Ce trebuie să fac? Jucăm, Anisia. Mergem să jucăm la... Da, la, zi, hai să jucăm. Hai. Ce se pune într-o clătită și nu e dulce? Stafide. Ok. Ce se pune într-o clătită și nu e dulce? Ciuperci. Ciuperci. Da. Ciuperci. Bun. Ce se pune într-o clătită și nu e dulce? Coajă de lămâie. Aveți dreptul să vă sfătuiți. Ce se pune într-o clătită și nu e dulce? Smântână. 46 de puncte în joc pe care le-ați putea fura. Vă ascult. Carne. Carne de porc. Carne de vită. Carne de pui, garantat.
Hai, Serghei. Cinci variante. Zi dulceață. Ce se pune într-o clătită și nu e dulce? Carne. Bine acum. Ce câștigă prima rundă, Stardu Bey! Stai, acum voi vă bucurați că ați câștigat 46 de puncte? Nu, că le-am furat. Ah, că okay. Le luăm de la ele. Da. Da, da, da. Ce mai avem acolo? Varză. Varză. Spanac. Spanac și mărar. Spanac. Bun, bun, bun. Nuci. Mamă, ce poftă mi-ai făcut. Sparanghel. Ce zic eu, ce zici tu? Varză. A zis voi varză, foarte bine. Cașcaval. Da, da. Cașcaval. Bun. Mușdei. Păi n-am încercat niciodată, dar nu sună rău cu mușdei. Nu. Ce nu? Nu încerca. Și bătaia merge cu mușdei. Haide, potoliți-vă cu baletele astea. Mărar. Mărar, bun. Runda a doua? Da. Începe runda a doua. Jucăm cu... Hai. Să vedem câte variante avem. 8 variante sunt. Am întrebat 100 de români. Cu ce mijloc de transport i-ar fi greu doamnei girafă să circule confortabil? Mașină, mașină. Foarte bine. Pasăm? Nu, jucăm. Jucăm, hai să jucăm. Mulțumesc, Elena. Andrei, cu ce mijloc de transport i-ar fi greu doamnei girafă să circule confortabil? Bicicleta. Wow, wow, wow. Aparent nici românilor nu le-a trebuit. George, cu ce mijloc de transport i-ar fi greu doamnei girafă să circule confortabil? O arunc cu taxiul. Aveți dreptul să vă sfătuiți. Cred că trebuie să zicem mijloace de transport, nu firme. Mane, cu ce mijloc de transport i-ar fi greu doamnei girafă să circule confortabil? Cu trotinetă. Foarte bine jucată runda asta. Foarte bine. Foarte bine jucat, fete. Așa de tare mă bucur, vă zic. Vă ascult. Tramvai. Nu e bine okay. Că există tren. Am înțeles. Căruță. Ok. Tramvai. Ar fi câteva variante. Cu ce mijloc de transport i-ar fi greu, doamne girafă, să circule confortabil? Tren. Da. Și câștigă această rundă Sandu Pelele! O să fie de muncă la rândul ăsta. Metro, autobuz. Metro. Avion. Tramvai. Era foarte greu. Avion, tramvai, foarte greu. Voi vă dați seama, v-am și forțat un pic, că da, am venit cu... Mi-a luat tare. A fost, da, da, v-am și luat tare și întrebarea așa dificilă și... Ai surprindere. Trebuia să câștige și ele una. Altceva mai avem? Avion. Am zis am încercat cu bicicleta. Am zis eu, nu e. Nu e. Avion. Altceva? Ambulanță? Telegondolă. Șaretă. Spuneți, continuați. Elicopter, domne. Microbuz și... Maxi-tax. Zi maxi-tax. Acum, dacă ar fi să vă întreb, voi voiește maxi-tax. Eram sigur, da, exact. Da, asta. Mașină mai mare. Autocar. E are car, nu e. Da. 46 de puncte la 23, după cum vedeți, e nebunia. Așa de strâns. Până acum, efectiv, am dat spargere la puncte. Efectiv, punctele curge. Pauză scurtă.
Ia uite că am uitat să schimbăm stand-up-e și stand-up. A, e mai bine. E stand-up și stand-up-e. Așa era și înainte? Și stand-up-e? Nu era stand-up-ele. Era stand-up-ele și stand-up-e. Acum avem stand-up și stand-up-e. Este la fel de rău. Asta e. Avem actori de stand-up și actrițe de stand-up astăzi care s-au încleștat, domnilor și domnilor, în acest joc și până acum, efectiv, a fost măcel. Dacă n-ați dat până a fost nenorocire. Mă rog, 23 de puncte la 46, că atât s-a putut. Dar jocul... Domne, vă zic, de jocul a fost, mi-au dat un răspuns pe fiecare rundă, a fost nebunie! Nebunie, bine, dar unul și bun. Bombă! Deci, bă, eu încă mă chinui să-mi revin. Și acum vă zic, dacă aveți ceva pe-n casă, așezați-vă, prindeți-vă bine că începe runda a treia. Cu cine? Ioana și Andrei! Dă click și înțepenești! Să vedem câte variante avem. 8 variante. Am întrebat 100 de români. În afară de a face plajă, ce mai poți face pe plajă? Dă-i firara. Stai că aș vrea să spun ceva dacă faci pe plajă. Să citești. Ok. Bun. Hai, că nu-i rău! Nu-i rău! Te bronzezi. Păi e... Se asimilează cu... Taci tu. Ce n-am vrut. Jucăm, pasăm? Jucăm, pasăm, jucăm, Andrei, jucăm, 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 acum jucăm. Hai, băieți. George, în afară de a face plajă, ce mai poți face pe plajă? Să mănânci. Cred. Cum no? Să... No, deci românii citesc și nu mănâncă. Da, mă. Vezi? Cine ar fi crezut? Clar. Mane, în afară de a face plajă, ce mai poți face pe plajă? Să joci volei. Serghei, în afară de a face plajă, ce mai poți face pe plajă? Să bei. Bun. Bun, bun. Ionuț, în afară de a face plajă, ce mai poți face pe plajă? Să faci castele din nisip. Asta-i. Adică eu asta fac la două săptămâni. Eu cam asta fac, de-aia merg. Am înțeles. Da, bun! Bun, 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 bravo, bravo. Mamă, dar stai că nu mai am ce idee. Andrei. Aoleu, stai că atât am avut eu. În afară de a face plajă, ce mai poți face pe plajă? Să joci fotbal. Ok. Aveți dreptul să vă sfătuiți. Asta zic. George, în afară de a face plajă, ce mai poți face pe plajă? Să faci baie mare? Nu știu. Uite, să vezi cum pierdem noi. E bine. E bine. 57 de puncte chiar. Joking. Ok. Table. Bine. Petrecere. Am înțeles. Ok. 4 variante de răspuns. În afară de a face plajă, ce mai poți face pe plajă? Petrecere. Petrecere. Dăm petrecere. Dăm petrecere. Asta am zis. Câștigă această rundă! Stand-up-ii! Am avansat, ați văzut, acum avem 4 răspunsuri. Altceva. Să alerg. Să dorm. Să alerg. Să dorm, joc cărți. Alerg. Alerg. Altul ceva. Înalți meul. Ai. Mă plin. Dorm. Te uiți la răsărit. Bravo, apus, răsărit, bine apusul, he-he, mergeți în țări străine la mare, voi. Joc, joc de societate. Da, da-te, tabinet, Macau. Dorm pe plajă. Bea o bere. Dorm. Îmi fac poze. Poze, domne, poze, simplu. V-am zis de la începutul jocului, nu vă complicați, jucați simplu și veți reuși.
Simplu, gata, de acum ce-mi vine, zic. Nu, mai înțeles greșit, nu, stai puțin. Nu. Runda A. Punctele sunt? Duble. Și jucăm cu... Luisa și George. Mulțumesc, haideți. Domnul Cabral, o rugăminte. Spuneți, o rugăm domnișoară. Frumos să testați butonul fetelor dumneavoastră. A, e o conspirație. Cât de okay. Bine merge. Bine, atât am vrut să știu. 8 variante. Am întrebat 100 de români. La petrecerea din grădină, ce floare este în centrul atenției? Trandafir. Ok. Bun. Jucăm, pasăm? Jucăm. Asta o să fie dureroasă. Mersi frumos. Eu oricum. Este incredibil că ați luat o întrebare cu flori. Asta am zis și noi. Mane, la petrecerea din grădină, ce floare este în centrul atenției? Regina nopții. Mane! Este floare? Nu era o floare regina nopții? Eu așa știu. Ce bărbat știe floarea asta? Nu e mă floare regina nopții? Da, dar nu știi niciun bărbat din lume. Ei, da. Mie mi s-au tot adus. Tu ți-ar nebunii de râs să-ți fie, nu mai pot, n-ai cum. Cine s-ar fi gândit? Serghei, așa. La petrecerea din grădină, ce floare este în centrul atenției? Lalea. Ionuț, la petrecerea din grădină, ce floare este în centrul atenției? Șuboțic, nu glumesc, nu, voiam să zic și eu, camane. Garoafă. Garoafa e ieftină, adică merge la petreceri. E mai mult pe mormântare. Dar ieftină, asta da, e important. E... Depinde ce fel de petreceri faci. Da, e, adică e petrecerea în grădină, nu era în sfârșit. Nu. Okay. Dar noi se iau garoafe la ziua noastră. Avem. Doi... Și top, adică doi. Două. Da, doi români au confundat petrecerile. Aoleo, nu știu, floare. Andrei, da. La petrecerea din grădină, exact. Ce floare este în centrul atenției? Mm-hmm. Foarte bună întrebare. Trece timpul. Orhidee. Na, avem orhidee. Ai văzut romantismul? Da? Ai și romantismul. Chiar n-are nicio legătură, dar în sfârșit. George, la petrecerea din grădină, ce floare este în centrul atenției? Margareta. Avem Margaretă. Bravo. Acum, vă rog frumos, liniște este. Am una pregătită foarte complicată. La petrecerea din grădină, ia. Ce floare este în centrul atenției? Zambilă. A zis bine. Am vrut să zic floare de colț, dar m-am gândit. Nu e rău. Eu cred că avem zambilă. Bravo. Bravo. Bravo, ei, nu deci, dacă nu mă pricep eu la flori... Avem deja 6 răspunsuri. Ce zici de asta? Serghei, la petrecerea din grădină, ce floare este în centrul atenției? Ghiocel. Mă rog. Aveți dreptul să vă sfătuiți. Ionuț, la petrecerea din grădină, ce floare este în centrul atenției? Gerbera. Nu. Ce? Nu e gerbera? Toți avem grădină gerbera. Nu știu. Cum de nu e? Cum de? Ce situație? Eu vă ascult. Ok. Crin. Bine. Bujor. Am înțeles. Crin. Ok. Doiul care este popular și șaptele care este vai mama dânsului, dar oricare ți-ar putea aduce 168 de puncte. Da. Decizia este la tine. Știu. La petrecerea din grădină, ce floare este în centrul atenției? Crin. Avem? Da! Ia uite! Hai, oh my God! Hai! Da. Și fură punctele și câștigă această rundă! Standupele! Ce mai avem acolo? Crizantema. Crizantema, domnule!
Bujor. Liliac? Bujor. Bujor sau gladiolă? Liliac! Runda A! Cinci! Punctele sunt? Dumnezeu! Hai! Mamă! Să vedem câte variante avem. 8. Am întrebat 100 de români. Ce se vinde la târgul săptămânal dintr-un sătuc frumos de munte? Covoare făcute la război. Covoare. Brânză. Bă, da, cât de... Jucăm, pasăm? Hai să jucăm, mulțumesc! Ce se vinde la târgul săptămânal dintr-un sătuc frumos de munte? Lingură de lemn. Lingură de lemn. Elena, ce se vinde la târgul săptămânal dintr-un sătuc frumos de munte? Pastramă. Pastramă. Da. Cântă îngerii. Hai, 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 hai. Hai, hai, hai. Nu cred. Nici eu nu cred. Aveți dreptul să vă sfătuiți. E nedrept. Ce se vinde la târgul săptămânal dintr-un sătuc frumos de munte? Ouă. Foarte bine. Luiza. Ce se vinde la târgul săptămânal dintr-un sătuc frumos de munte? Animale. Sau animăluțe. 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 Foarte bine, bravo. Ce se vinde la târgul săptămânal dintr-un sătuc frumos de munte? Șosete de lână. Ar putea fi. O am pregătită, e aici. Stai să vezi. Miere. Suveniruri. Lapte. Dulceață. Dulceață, sigur. 5 variante. 40 de puncte în joc. 40. Zic greșit. Ce se vinde la târgul săptămânal dintr-un sătuc frumos de munte, Serghei? Miere. Le-am distrus. Și câștigă această rundă stand-upii. Haideți să ne închipuim noi un vârf de munte. Un... A fost o comandă sau... Palincă. E pofticios. Ce, mă? Oale. Eu am auzit acvarii. Cam la fel de probabil păi ca și covoare. Da. Cred că era acvarii. Blide. Iată, avem blide. Cine vorbește așa? Aveți București, cine vorbește? Eu zic că lapte, oricum. Lapte. Blănuri. Frunte. Exact. Smântână. Smântână, da. Dar eu zic totuși că lapte. Suică, pălincă, legume. Altceva. Carincă, slană. Alcool. Slană. Da. Sper că slănină. Eu cred că e alcool. Ii, uită-te. Ii, domnule. Ii, dar nu știam curat. Ia, ai văzut. De tipul 2. Ii, covoare, e acolo. Stați, stop, 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 opriți tot. Ce anume, Mane? Ii, covor. Glumeam, era o glumă. S-a uitat la mine și mă, ii, covoare, ți-a acolo. Nu, chiar nu văd de ce nu. Eu mai am un pic și încep să plâng, vă zic. Runda A. 6. Punctele sunt? 3. Și cu cine jucăm? Capitanii. De asta mi-era frică. Să vedem câte variante avem. Da. 8. Vai, ce întrebare frumoasă. O veți face praf. Mulțumesc. Butonul fac praf, venit. Da. Am întrebat 100 de români. Cu ce umbli cu mănuși?
mă rog, e... Ce? Da. Cu ce umbră? Da, adică faza care e. Că sunt, e și, e și, n-ai, adică ai, nu e. Amnezia. Da, 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 vreau și eu niște... Hei, hai că s-a sunat până la urmă. Hai, oleu, bine că m-a sunat că era... Iarăși am, m-a luat frigul. Stai, a trebuit să răspundem acum. Cu ce umbli cu mănuși? El a fost sau nu? Nu eu. Cu... Nu tu. Nu eu. Cu ce umbli cu mănuși? Cu detergent pentru aragaz. Sau... Ok. Detergent, da. Cureți aragazul. Detergent, da. Ok, ok, ok. Pasează, dă-mi încolo, pasează. Cu bicicleta. Da. La sală, la... Cu gani. La sală, da. Ok, am înțeles. La sală de forță. Da. Jucăm, pasăm? Jucăm. De asta mi-era frică. Știu. Hai să... Da. Ionuț, cu ce umbli cu mănuși? Cu ustensile medicale. Foarte bine, domnule. Andrei, cu ce umbli cu mănuși? Pentru a doua oară, în această seară, cu bicicleta. Dacă nici asta nu e... Gerberă, lasă-mă în pace. George, cu ce umbli cu mănuși? Cu alimente. Aveți dreptul să vă sfătuiți. Mane. Ah, Doamne. Cu ce umbli cu mănuși? Cu oamenii. Foarte frumos. Mai exact, Regina Nopții. Foarte frumos. Nu că el are trei cărți de poezii scoase. Mai specific. Cu atunci când umbli cu niște cabluri electrice. Tu mi-ai zis oameni. Așa, da. Așa. Cu electricieni. Și așa. Eu m-am dus până aici. Adică eu am plecat până aici ca să-ți dau timp să, te să facem debușeu. Și pe am întors exact pe culoarul ăsta. Ai mers așa. Ah, ok, ok, către ok, tine. Okay. Am crezut că e atât de prost răspunsul că mi-ai mai dat o șansă. Nu. Asta am crezut în prima fază. Zis, băi, atât de rău. Foarte bun. Trebuie să... Știi? Trebuie, am șansa să stai la montaj și nu o să pară că... Da. Nu, toată partea asta intră cu totul. Ok. Cu bătrânii, ok? Mai specific. Nu vine acum. Cu... Cablu? Cu oamenii cu probleme, ok? Bătrân cu probleme. Cu bătrân cu probleme. Am cu dizabilități. Cine ar fi zis? Ne-așteptat, bă. Mane. Dintre bă, mie mi s-a părut foarte bună aia cu oamenii, treaba voastră. Da, e foarte bună, dar tu ai zis eu foarte bine foarte cu oamenii. Mare. O să vezi imediat, o să înțelegi. Eu mă bucur foarte mult. Trebuie să mergi la România, au talent. Vă ascult. Deșeuri. Ok. Sânge. Am înțeles. Vopsea. Ok. Tavă de cuptor. Bine. Sunt 6 variante acolo. Da. Dacă îmi dai 1, 3, 4, 6, 7 sau 8, da, câștigați punctele, așa, câștigați runda, câștigați meciul. Vai, abia aștept. Dacă nu, da, câștigă ei nu punctele. Nu se poate. Și runda. Am răspunsul corect. Și meciul. E, extraordinar. Am răspunsul corect. Cu ce umbli cu mănuși? Vopsea. Mi-a ieșit, mă scuzați, nu așa mai ies mie. Yes! Yes! Și câștigă punctele, runda, și jocul, să tupere! Să nu, pe cuvânt, mie îmi place ca invitații mei să simtă în largul lor, să se mustreze, să n-ai impresia bine vreo secundă, te rog, că am insistat ca un imbecil. Eu sunt imbecil, dar nu în cazul ăsta. Eu nu știu unde voiai să... Haide să vedem, okay. Haide să vedem. Să vedem unde am fi putut ajunge. Șef, soacră! Înțelegi? Șef, am înțeles, dar... Na. Opa! Avea dreptate, măi! Ce mai avem acolo? Știu eu una, dar de super. Cu ce? La morgă. Oh, okay. Poezie, morgă, okay. Oameni,
fețe. Bravo, Lenție. Foarte bine, Elena, foarte bine. Bravo. Altceva? Zăpadă. Cu zăpada. Da, bravo. Zăpadă, da, da. Eu da. Să scapă pe niciun. Zăpadă, da. Zăpadă. Diamante. Diamante, ia. Corect? Nu ia. M-am gândit la asta. Gheață. Gheață. Am avut zăpadă, am avut și gheață. 260 de puncte care se vor transforma în bani și care împreună cu banii pe care îi vom strânge în runda Fulger vor merge către familia despre care am vorbit mai devreme, o mamă și o fiică, ce la momentul ăsta nu sunt chiar în cea mai frumoasă parte a vieții lor, însă vor primi ajutorul nostru și sperăm că le vom provoca măcar o bucurie, dar nu de moment. O bucurie așa la lung. Poate reușim, de exemplu, să le plătim chiria pe un an. Eu asta îmi doresc. De exemplu. Luăm o pauză scurtă, ne întoarcem repejor pentru runda Fulger. Și am revenit cu runda Fulger! Am nevoie de doi voluntari. Da. Ah, ce frumos vă cheamă acum. Suntem dupițe. Dupițe. Sunt dupițe, ce da. Drăguț, de fiecare foarte dată drăguț. Altfel. Cu cine? Vreau să meargă mai departe la runda Fulger, Ioana State, da? Și Elena. Perfect. Vreți să știți de ce? Că vă spun. A, pentru că ele au vrut. Da, atât? Atât. Și ai terminat? Am terminat. Nu cred. Vrei să inventezi ceva pe locul? Dacă trebuie, poți să inventezi. Trebuie. Foarte bun. de secunde pentru a răspunde la 5 întrebări. Cu cine încep? Elena. Ne vedem mai încolo. Da. Hai, Elena! Hai, Elena! 20 de secunde, după cum spuneam, pentru a răspunde la cele 5 întrebări, secunde care vor trece din momentul în care voi termina de rostit prima întrebare. Nu știu un răspuns, pas, trecem mai departe, ne întoarcem la final, dacă mai avem timp. Jucăm? Da. Baftă. Hai să fie. Am întrebat 100 de români. Când vrei să-ți lucrezi brațele acasă, ce folosești în loc de greutăți? Sticle de apă. Ce își cumpără soția de la mall când îi intră salariul? Farduri. După ce desert te lingi pe degete? Ciocolată. Cum spui când vrei să refuzi ceva? Nu mulțumesc. Cu ce te dai? Parfum. Unde te duci? Acasă. De ce? Pas! Mi-am terminat slujba. Mulțumită? Da. 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 E ok? Mie da? Mi se pare da, că a răspuns super, bombă. Da. Și mie. Este ce trebuie. Da? Și ție, da? Și mie, eu zic că luăm proba asta. Vreau să te întreb câte puncte crezi că o să faci. A, nu știu, negre eu sau... cu matematica nu... Așa, nu? Bine, hai să vedem. Hai că aflăm împreună. Asta e altă matematică. Întrebare din concurs, câte puncte crezi nu, că o să faci? Nu, nu ajută. Mă pregăteam acum să... Când vrei să-ți lucrezi brațele acasă, ce folosești în loc de greutăți? Am zis sticle de apă. Ok. Ce își cumpără soția de la mall când îi intră salariul? Farduri, am zis. Make-up, farduri. Sunt două chestii diferite. Nu! Trebuia să zic pantofi. După ce desert te lingi pe degete? Ciocolată, am zis. Așa? Ok, ok, ok. Cum spui când vrei să refuzi ceva? Nu mulțumesc. Nu mulțumesc, foarte elegant. Perfect, să vedem. Foarte bine. Bine. Cu ce te dai? Parfum. Avem deja 98 și mergem într-un 122? Cam, da. 135, foarte tare, bravo, yes! Bravo, poți merge alături bravo, de echipă, yes! Mulțumesc eu. Bravo, și vine acum Ioana.
Bine, ai revenit. Bine v-am regăsit. 25 de secunde la dispoziție pentru a răspunde la 5 întrebări. Nu știu un răspuns, pas, trecem mai departe, ne întoarcem la final. Da. Dacă îmi dai un răspuns, aude, și sunt șanse mari. Îmi dai un răspuns, aude sunetul ăsta, îmi dai repede un alt răspuns la aceeași întrebare. Da. Nu ne panicăm, căutăm alt răspuns. Bine? Da. Baftă. Mulțumesc. Am întrebat 100 de români. Când vrei să-ți lucrezi brațele acasă, ce folosești în loc de greutăți? Sticle cu apă. Altceva. Dovleci. Ce își cumpără soția de la mall când îi intră salariul? Rochi. După ce desert te lingi pe degete? Savarină. Cum spui când vrei să refuzi ceva? Lasă-mă. Cu ce te dai? Cu ce te dai? Parfum. Altceva. Ruj. Cum? Cum spui când vrei să refuzi ceva? Lasă-mă! Vrei să vedem? Bine că ai zis da. Da. Hai să vedem. Avem deja 135 de puncte. Când vrei să-ți lucrezi brațele acasă, ce folosești în loc de greutăți? Și mi-ai spus? Tăbleac. Dar să știi că poate fi folosit și ajută, că e un fel de minge medicinală, dacă... Nu mă așteptam. Favorit: sticle, scaune, extensor, oale, cărămizi, nisip, găleți, propria greutate. Ce își cumpără soția de la mall când îi intră salariul? Și tu mi-ai spus? Rochi. Rochi. Mă rog, tu ai zis Rochi. Eu mi-am mai multe. Da. Bun, 27. Favorit: pantofi, apoi rochie, geantă, bluză, eșarfă, fustă, geacă, blugi. Avem 162 de puncte. Lipsesc 48. După ce desert te lingi pe degete. Tu mi-ai spus? Savarină. Favorit: tort. Ia să vedem. Hei, hei. Wow, bun! Tort, apoi prăjitură, înghețată, ciocolată, clătite, baclava, vată pe băț. Cum spui când vrei să refuzi ceva? Lasă-mă! Mamă, eu îmi și închipui cum... Zice, dă, pe stradă, dacă vreți să cinați la unui restaurant, plecă, lasă-mă! Vai, ce mă mir, dar nu mă așteptam. Da, favorit: nu mulțumesc. Sunt ocupată. Nu pot. Nu acum. Nu am nevoie. Nu îmi place. Nu am timp. Nu mă interesează. Lasă-mă! Toate astea împreună înseamnă lasă-mă. Cu ce te dai? 186 de puncte, ne lipsesc 14. 14 rujuri ne trebuie. Parfum. 14 rujuri găsim. După aia mi-ai zis ruj. Nu știu ce să zic, mi-ar plăcea foarte tare să reușim. Aș fi zis Sanie, da. Parfumul este favorit, clar. Dacă îmi spuneai Sanie, era aici. Și nu e rujul? Ar fi fost aici Sanie. Da! 21 de puncte! Foarte bine, Ioana! Bravo! Haideți cu toții încoace! Favorit: parfum, apoi ruj, cremă bronzantă, mașină, Sanie, schiuri, deodorant, role, placă. Haideți și voi, haideți și voi cu încredere. Stem dupițe și stem dupiței. Vă mulțumesc că ați venit, a fost o ediție extraordinară și cu această ocazie am strâns bani pentru a ajuta o familie formată dintr-o mamă și o fată care în momentul ăsta trec între niște momente grele, dar sper că reușim să asigurăm piticei mai multe lucruri de care are nevoie, printre care o tabletă, niște lucruri pentru școală și desigur chiria, măcar pe anul ăsta.